Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Acum mă apropie eu păcătosul și împovăratul către tine, Stăpânul și Dumnezeul meu. Și nu îndrăznesc să mă uit la cer, nu mai mă rog și grăiesc, dăm Doamne, mai înainte de sfârșit, ca să prâng faptele mele cu amar. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. O amar mie păcătosului că sunt ticălos mai mult decât toți oamenii, pocăință nu este pentru mine, ci îmi dă mie, Doamne, lacrim ca să plâng faptele mele cu amar. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Omule nebun și ticălos, pentru ce spers vremea în lene, gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tare cu amar. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maica lui Dumnezeu preacurată, caută spre mine păcătosul și mă izbăvește de lațul vrăjmașului, îndreptându-mă pe calea pocăinței ca să plâng faptele mele cu amar. Miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește-mă! Când se vor pune scaunele la judecata cea înfricoșătoare, atunci faptele tuturor oamenilor se vor vădi. Amar va fi atunci de cei păcătoși că își vor fi trimiși la chinuri. De deci aceea, ce în meu, pocăiește-te de faptele tale cele rele. Miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește-mă! drepții se vor bucura, iar păcătoșii vor plânge, Ce atunci nimeni nu ne va putea ajuta că faptele noastre ne vor osândi pe noi. Drept aceea nu întârzia, ci mai înainte de sfârșit, pocăiește-te de faptele tale cele rele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O vai de mine, cel mult păcătos, care m-am spurcat cu faptele și cu gândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoșarea inimii mele! ci acum caută la pământ suflete al meu și te pocăiește de faptele tale cele rele. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Iată, Doamnă, Fiul Tău ne învață spre bine, iar eu, păcătosul, pururea fug de cele bune, ci Tu, ca o milostivă, miluiește-mă ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Desfătată și plăcută este aici calea dezmierdărilor dar amară va fi ziua cea de apoi când se va despărți sufletul de trup. Deci pocăiește-te de acestea, suflete meu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeu, remiluiește-mă. Pentru ce faci strâmbătate celui sărac? De ce oprești plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubești, de strânarea și amărăciunea iubești. Deci lasă acelea suflete al meu și te pocăiește pentru împărăția lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O nebune om, până când te vei afunda și ca o albină vei aduna bogăția ta, care de grab va pieri ca praful și ca cenușa, ci caută mai vârtos împărăția lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamnă de Dumnezeu născătoare, miluiește-mă pe mine păcătosul și mă întărește spre fapte bune și mă păzește ca să nu mă răpească pe mine nepregătit moartea cea urâtă ci mă povățuiește Fecioară la Împărăția lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește mă, -mă. Adu-ți aminte, ticălosule, de om că de păcate ești robit, cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu neputința, ca de o fiară cumplită. suflete al meu păcătos sau doar aceea ai voit? Miluiește-mă, Dumnezeu, miluiește mă Dumnezeu, mi se cutremură mădularele și cu totul sunt vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile și cu totul dându-mă pe mine genei. Suflete al meu păcătos sau doar aceea ai voit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe desfrânatul și pe tâlharul care s-au pocăit ei ai primit, Mântuitorule, iar eu cu lenea păcatului m-am îngreuiat și de cel rău sunt robit, suflete al meu păcătos sau doar aceea ai voit și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ajutătoare minunată și gramnică tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezeu ajută mie nevrenicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat. Dar acum, milostive stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia ta. «Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cine face unere ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în tine, așa și eu slujesc păcatului. Ci tu, Doamne, Dumnezeule, scoate-mă din trândăvia aceasta și îmi dă inimă ca să fac voia ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Scoală-te, omule să aleargă către Dumnezeu mărturisind păcatele tale! Și cazi, lăcrimând și suspinând!» iar acela ca un îndurat va da ție ajutor ca să faci voia lui. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară Preacurată, păzește-ne pe noi de răutățile vrăjmașului celui văzut și celui nevăzut și primește rugăciunile noastre și le du acestea fiului tău și îmi dă înțelepciune ca să fac voia ta. Suflete al meu, pentru ce te îmbogățești în păcate? Pentru ce faci voia diavolului? în ce pui nădejdea? Părăsește-te de acestea și te întoarce către Dumnezeu strigând, Îndurate, Doamne, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Gândește suflete al meu la ceasul cel amar al morții și la judecata cea înfricoșătoare a făcătorului Dumnezeu, că îngerii cei întunecați te vor lua pe tine suflete și te vor duce în focul cel de veci. Iar tu, mai înainte de moarte, te pocăiește strigând, miluiește-mă, Doamne, pe mine, păcătosul! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu nădăjdui suflete al meu în bogăția cea trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu știi cui le vei lăsa, ci strigă. Miluiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, pe mine, păcătosul! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu nădăjdui suflete al meu în sănătatea trupească cea trecătoare, nici în frumusețea cea de grab trecătoare! că vezi cum și cei puternici și cei tineri mor ci strigă, Miluiește-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Adu-ți aminte, suflete al meu, de viața cea de veci, de împărăția cerului cea gătită sfinților, de întunericul cel mai din afară și de mânia lui Dumnezeu care este asupra celor răi, și strigă, miluiește-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul! și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caz suflete al meu la Maica lui Dumnezeu și te roagă ei, că este gravnic ajutătoare celor ce se pocăiesc să roage pe Hristos Dumnezeu nostru, să mă miluiască pe mine nevrednicul. Miluiește-mă, Dumnezeule, remiluiește mă Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de moarte, că am văzut pe fratele meu în groapă, zăcând fără mărire și fără de chip. Dar ce aștept și în cine nădăjduiesc? nu mai întine, Doamne, pe care te rog ca mai de sfârșit să mă îndreptez. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu ochiul tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea ta și voi fi judecat unele lesne iertătorule. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cred că vei veni să judeci vii și morți și toți vor sta într-o lor rânduială bătrânii și tinerii, conducătorii și supușilor, domnii și judecătorii, bogații și săraci, femeile și bărbații. Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea stricție, dăm Doamne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată născătoare de Dumnezeu, primește rugăciunea mea cea nevrednică. Păzește-mă de moartea cea urâtă și îmi dăruiește mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum scap la voi, înger, arhanghel și toate puterile, care stați înaintea scaunului lui Dumnezeu, rugați-vă către făcătorul vostru să fie izbăvit sufletul meu de chinurile cele veșnice. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum plâng către voi, sfinților, patriarhilor, împăraților și prorocilor, apostolilor și arhereilor și toți aleșii lui Hristos ajutați-mi la judecată ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul vrăjmașului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum ridic mâinile către voi, sfinților mucenici, pusnicilor, preacuvioșilor și toți sfinții, care vă rugați către Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morții, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu ajută mie celui ce cu totul întru tine nădăjduiesc și roagă pe fiul tău ca să mă pună pe mine nevrnicul de-a dreapta sa, când va ședea să judece vii și morții. cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât ruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunele preacurate, să sare cu puterea cinstită de viață, făcătoare cruci cu rugăciunile Sfintelor Slăvitelor putercerești, cu rugăciunile Sfinților Slăviților într-o tot răudaților apostoli, ale cinstitului Slăvitului Proroc înainte mergătorul și bătăzătorul Domnului Ioan, cu rugăciunile Sfinților Trei Mare Rar Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu cu și Angura de Aur, rugăciunile Sfântului Rar Nicolae Armilor Lichei Spiritul al ei Nectare de la Eghina, Calinii de la Cernic, așa tuturor Sfinților, Sfințiselor Ierarhi, cu rugăciunile Sfinților a căror Sfântă Prăznuire noi astăzi o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților și drept să-ți părinții Ioachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.